Sunt epuizat. Dar ce poate fi mai revigorant decât să filmezi un clip? Nu am făcut de mult un Q&A, cred că de câteva săptămâni, așa că ar fi cazul să vă răspund la câteva întrebări și să mai revin cu câteva noutăți cu referire la ce urmează să pun pe canal și încă câteva idei. Interesante. Eu mi-am anulat filtrul de particule și nu scoate fum deloc. Am încărcat un video la mine pe canal. Sunt autoturisme la care regulatorul de turație nu este la 5.000 sau 5.000 și un pic de rotații pe minut, ci este la 4.000, cum este în cazul celor de la BMW, cum este la 2.500 rotații pe minut, cum este în grupul VAG, cum este la 3.000 rotații pe minut la un E-Class din 2012 și așa mai departe. Sunt autoturisme care nu săturează la 5.000 de rotații pe minut. Și atunci, la un test ITP, o turezi la turația nominală, îi faci testul de emisii și nu-ți va scoate fum. Deci, teoretic, va trece testul de emisii. Practic, tu nu ai filtru pe mașină, deci pici din start. În România, legislația este în urmă. Deci chiar îi rog pe cei de la RAR, dacă vede cineva acest videoclip și lucrează la RAR, ar trebui să se implementeze un sistem care să analizeze ceea ce este în fumul emis de un motor diesel, așa cum se face la motoarele pe benzină. La un motor pe benzină, fie el și din 95, analizăm ce se află în gazele de eșapament, în emisiile poluante. Vedem acolo hidrocarburi, monoxid de carbon, oxigen, presiune, nu știu ce. Și în funcție de aceste valori, noi picăm sau nu autoturismul. Nu este corect testul de emisii la benzină față de cel făcut pe motoarele diesel. Adică sistemul din România avantajează motoarele diesel. Dacă am analizat ce se află în fumul de la motoarele diesel, în emisiile lor poluante, am vedea că cine anulează EGR-ul are un conținut ridicat de oxid de azot, am vedea că cine scoate DPF-ul are un conținut ridicat de particule, s-ar vedea. Sunt state în care se fac aceste teste, la noi nu. Și acest sistem favorizează să treci ITP-ul practic, să treci incognito cu DPF-ul scos. Nu contest că o mașină la 4.000, 3.000, 4.000 rotații pe minut cu DPF-ul scos la test nu prea va da fum, va trece. Dar dacă stai în spatele ei, te sufoci. Ca să rezum toată treaba asta, am primit multe comentarii în care îmi spuneți că eu am DPF-ul scos, dar trec testul de emisii, mașina nu scoate fum. Dacă ți-aș tura-o eu la 5.000 și un pic de rotații pe minut, îți garantez că îți va scoate fum. Oricum ai dau-o, nu e legal. Trecem peste acest subiect. Altă întrebare. De ce front-wheel drive are tendință subviratorie și rear-wheel drive nu? Adică de ce tracțiunea față subvirează, de ce tracțiunea, mă rog, propulsia supravirează? Este vorba de fizică, de diferențiale și de tracțiune și de niște forțe. Adică tot de fizică, m-am repetat. Tu intri cu viteză, într-un viraj, la stânga, cu tracțiunea față, accelerând. În mod normal și logic, greutatea va fi mai mult pe partea dreaptă decât pe partea stângă. Tu când accelerezi, practic, diferențialul nu-ți va mai transmite puterea în mod egal și corect la ambele roți, va oferi o turație mai mare pe partea dreaptă, ca să iei virajul. Acolo și puterea. Tu accelerezi violent. Și atunci mașina, deși tu vrei să iei stânga, va tinde să se ducă către dreapta. Deci nu va vira cât vrei tu. Asta se întâmplă din cauza virării, diferențialului și din principii de fizică. Pe de altă parte, roțile din spate, când intri într-un viraj foarte puternic și accelerezi, tu virezi către stânga și accelerezi tare și mașina se dă de spate. Se creează un cuplu de forțe. În cuplu de forțe, o săgeată în sus, o săgeată în jos. Spatele se duce către exterior, pur și simplu, și te întoarce. Având o tracțiune integrală, aceste două simptome se anulează una pe cealaltă. Nu în totalitate, dar va avea o tendință mai neutră. Adică nici nu îți va subvira, va vira cum trebuie și nici nu îți va supravira. Deci este cea mai safe. Pe scurt, din motive de fizică, diferențiale și tracțiune, mașina va subvira sau va supravira. Eu am așa în cap, dar nu știu cum să explic în termeni
de fizică într-un mod foarte ușor de ce se produc aceste două fenomene. Poate o să, deși am explicat aceste două, am făcut un clip separat despre subvirare, supravirare, deci îți recomand, dacă n-ai înțeles, să te duci acolo. Cred că am explicat un pic mai detaliat. Altă întrebare, hai să vorbim mai rapid puțin. Ravenol L04 nu se găsește, ba da, sunt multe uleiuri aprobate BMW Long Life. Bună ziua, poți să faci despre uleiuri anii 2008-2012 Renault? Da, o să fac despre uleiuri pentru fiecare marcă. Am observat că întrebările se repetă, de asta am și început seria cu ulei pentru Volkswagen. O să fac ulei pentru Renault, ulei pentru Opel, ulei pentru Mercedes, ulei pentru Dacia, ulei pentru japoneze, ulei pentru Subaru, ulei pentru, eu știu, Toyota, ulei pentru diesel, ulei pentru cu DPF, fără DPF, cu pompeduze, cu common rail, cu toate cele. Eu am filmat în ultima perioadă foarte multe clipuri despre ulei, mai multe în aceeași zi, am fost un pic mai inspirat, să zic așa, și le-am editat, le-am pus programat. De asta a venit așa un val de clipuri despre uleiuri. Sunt importante, nu am vrut să vă plictisesc pe cei care nu vă interesează, îmi pare rău pentru asta, dar este un subiect important, zic eu. Multă lume folosește uleiul într-un mod greșit, multă lume nu înțelege ce este un ulei, de asta, pe lângă faptul că sunt pasionat de acest subiect, vreau să fac oamenii să înțeleagă cu adevărat ce înseamnă un ulei. Și sunt multe minciuni pe lumea asta, și în reprezentanțe, și la producători, și peste tot. Eu încerc pe cât posibil să vă aduc la cunoștință fără să încalc legea, pentru că sunt, dacă nu v-ați prins, sunt multe lucruri pe care le știu și nu prea ar fi ok să le spun pe spațiu public. Sper că sunteți conștienți de asta. De asta de multe ori îmi puneți întrebări, le văd și nu răspund, pentru că nu vreau să atrag atenția altor persoane sau să se creeze o dispută sau să, ia uite bă ce a zis 99, ia uite, ne confirmă că nu știu ce sau ia uite ce zice, nu. Vreau să evit, vreau să fim, suntem pe spațiu public, vreau să fie legal, vreau să vă informez și atât, să vă ajut, să vă dau, să vă puneți puțin rotițele la contribuție. Sunt lucruri pe care nu pot să le spun, punct. Sunt lucruri pe care le știu și nu pot să le spun public și nu cred că sunt singurul. Poți să faci, te rog, un video dedicat mașinilor hybrid? Pot să fac, m-am gândit la asta, dar pe scurt, n-am o părere strălucită despre mașinile hibride. Doar din simplu fapt că sunt prea complicate, adică motor electric, motor termic, merge pe electric, merge pe termic, are baterii, are un sistem plug-in, are într-adevăr un consum redus, emisii mai scăzute. Dacă chiar vrei o hibridă, recomand Toyota sau Lexus. Ce puțin eu, vreau să merg pe mașini pe benzină, iar că nu mai sunt mașini de care vreau eu, voi trece pe electric și atât. Nu știu, poate mi-au o mașină de epocă pe benzină sau o mașină pe benzină și de zi cu zi o electrică. Deci, eu cred că așa voi ajunge, să am o benzină pentru plăcere și o electrică pentru uzul de zi cu zi, peste anii ce urmează, în care vom evolua. Hibridele sunt păcătoase, sunt economice, dar hai să fim cinstiți acum. Sunt cinstit. Nu sunt eu fan diesel, dar sunt motoare diesel care scot un consum apropiat de o hibridă pe benzină. De ce să-ți iei hibridă? Așa mai bine mi-iau diesel. Cred că un motor diesel cu DPF, cu EGR, cu injectoare scumpe, cu toate cele, cred că este mai accesibil de întreținut decât o hibridă pe benzină. Ce să zic? Depinde de hibrid. Nu sunt hibridele adaptate la ce aș vrea eu, de exemplu. Mi-a plăcea să văd o hibridă cu un motor de 1 litru pe benzină, în 2-3 cilindri, pâr-pâr-pâr, în regim de urgență, și în rest să fie motor electric cu multe baterii. Sau, cum a adoptat BMW, numai că e o mașină foarte urâtă din punctul meu de vedere, sunt subiectiv, știu, mulțumesc, cum este i3 Range Extender. Mașină electrică ce are un motor pe benzină în 2 cilindri, care are rol doar ca generator de curent pentru sistemul electric. Atât. El nu antrenează roțile. Deci așa ceva e interesant. Mașina în sine electrică, dar ai un pârciulică de motor care are poze generator, să te miști și tu pac-pac până la pompă, mă rog, până la priză. Deci, în așa ceva trebuie să investească producătorii. Nu un motor termic 70%, adică mașina e termică 70%, se bazează pe acea sursă de energie și doar 20-30% pe curent, adică e hybrid, dar nu prea. E hybrid numai cu lumele. Mai e de lucru în acest domeniu. Deci, eu zic să stăm puțin departe de hybrid. Dacă vrei neapărat hybrid și vrei un hybrid fiabil, Toyota. Restul mi se par incomplete.
din ce am văzut și ce am condus. Am condus câteva, nu drumuri lungi, dar am pus una pe câteva. Un samsar ar putea măslui datele ce apar pe tester? Răspuns scurt, nu. Cu siguranță ești asaltat de întrebări, dar întreb totuși ce părere ai despre un Subaru Legacy din 2007 de 3 litri. Am înțeles că sunt destul de fiabile comparativ cu celelalte motorizări de la Subaru. Ai idee ce anumite lucruri ar trebui avute în vedere? Nu știu ce ar trebui să am în vedere, doar spun că mașina aia îmi face și mie cu ochii. Adică mi-ar plăcea un 3 litri 6 cilindri boxer cu tracțiunea de la Subaru. Este lucru pe care îl iubesc la Subaru cel mai mult, tracțiunea. V-am pregătit un video, momentan e surpriză. Ce nu-mi place mie la Subaru? Mult timp l-am lăudat și am fost subiectiv și mi-am dat și o seama că nu e tocmai ok. Îmi place Subaru pentru că se potrivește gândirii mele și nevoilor mele. Este urâtă, este practică, consumă mult, scumpă la piese, iarna este o bijuterie. Îmi place cum sună motorul, este foarte stabilă, nu are dotări și nu este o mașină pentru oricine. Asta este rezumatul meu pentru Subaru. Mie îmi place, altora poate nu. Corect. Sunt mașini mai bune decât Subaru. Și cu asta am spus-o despre Subaru. Am făcut un clip despre ceea ce nu-mi place exact să detaliez, așa că o să fie o mică surpriză. Cum ne putem da seama dacă mașina e cu pompe diuze? Eu îmi dau seama după zgomot. Ridici capota, deci dacă este diesel, Volkswagen și este din 2001 încolo până prin 2008 așa, e cu pompe diuze. Diferența dintre camera rail și pompe diuze, ridici capota și pur și simplu nu o să vezi că e rampa acolo. E acolo rampa comună care alimentează injectoarele. Pur și simplu nu va fi acolo. E destul de simplu să-ți dai seama, zic eu. E mult mai zgomotos pompe diuze decât camera rail, în primul rând. Un video despre motorul în 3 cilindri. Da, o să fac. Bună idee. Este legal poliș la parbriz. Sincer, habar n-am. Dar bănuiesc că da. Logic vorbind, cred că da. De ce nu? E degeaba aplicația, rar, samsarii dau kilometri înainte de matriculare. Da, repet, aplicația este super tare pentru cei care își cumpără mașini din România, cumpărate noi din România, pentru că îi vezi tot istoricul. Da, într-adevăr, dacă samsarul cumpără mașină din Belgia și dă kilometri înapoi în Belgia sau înainte de a intra în România, înainte de a-i face rarul, da, nu ai de unde să știi cu aplicația mare lucru, sunt perfect de acord. Am și spus asta în video. Când este mai bine să schimbi uleiul la începutul sezonului rece? Toamna sau la sfârșitul sezonului rece? Oricând. Oricând expiră termenul. Uleiul oricum trece de la rece la cald în permanență de multe ori. Fie că e vară, fie că e iarnă. Dacă e iarnă, trece de la 0 grade la 80-90 de grade. Dacă e vară, trece de la 28-35 de grade la 105 grade. Deci, cam tot dracule. El suferă aceeași degradare. Îl schimbi când îi vine timpul. Un an sau 15.000 de kilometri, dar depinde de exploatare. Mergi doar pe taxi, doar în oraș, doar prin București, poți să-l schimbi la un 8-9.000 sau 8-9 luni. Adică să schimbi mai repede pentru că uzura va fi mai pronunțată. Mergi doar pe autostradă, stai în Germania, poți să-l schimbi la 20.000 de kilometri sau un an. Asta e ideea. Cel mai bun ulei posibil pentru seria 1F10. Ravenol, VNP, USV, toată gama USV este, da, am uitat să răspund la întrebarea asta, toată gama USV este pe bază de uleiuri din grupele 4 și 5. Cred că am citit destul de comentarii, o să mai fac și în alt clip în mare, n-am văzut ceva atât de interesant printre comentariile astea, da, e nebunit cu uleiul. N-am nebunit cu uleiul, doar că le-am filmat toate deodată și le-am pus programat și așa s-a nimerit să fie. Da, câteva idei. Am filmat despre întreținerea cutiei de viteze. Am filmat despre uleiuri de competiție. Vreau să fac despre uleiuri pentru fiecare marcă. Aș vrea să mai filmez niște lucruri tehnice, dar am nevoie de mai mult timp. Aș avea nevoie de sfatul vostru să vedem ce ați vrea voi să mai vedeți, ce ați vrea voi să mai dezbat. Știu că vreți să vedeți intervenții filmate în service, știu că vreți să filmez cum se face o diagnoză. Știu că vreți să mai dezbat și despre alte subansamble de la mașină, suspensii, șasiu, am asta în cap. O să mai dezbat ceva legat de tuning pentru că sunt multe întrebări și sunt mulți pasionați și vreau să-i lămuresc cu ce e bine și cu ce nu. Și aș vrea să mai discut ceva despre mașinile de lux, de ce nu sunt eu prea de acord cu anumite mașini de lux. Sunt mâncătoare de bani și eu înțeleg că la care e milionar nu-l interesează, dar mulți care își cumpără astfel de mașini nu prea sunt milionari, cel puțin în România. Sunt aia sus banilor.
și se așteaptă ca mașina, dacă e scumpă, să te și țină o viață, ceea ce nu se întâmplă niciodată. Este fix invers. Mașinile astea mai scumpe de 100.000 de euro, pe care le cumperi la mâna a doua cu 20.000 de euro, sunt cele mai stricăcioase și sunt cele mai scumpe de reparat, ca și cost. Sunt foarte multe de discutat, am foarte multe idei, doar că timpul nu mi-ajunge. Am obosit, m-am epuizat, mă trezesc la 7, mă culc la 11:30, uneori chiar după 12 noaptea. Am mâncat tot felul de lucruri, trebuie să le rezolv în stânga, în dreapta, magazin, filmat, editat, postat. Sunt lucruri pe care dacă le filmez, le fac repede la tablă și dezbat, îmi spun informația, așa e tot. Dar chiar și eu m-am plictisit de câte clipuri am făcut la tablă, aș vrea să mai ies pe afară sau să filmez altceva. Doar că asta înseamnă să-mi iau tot echipamentul cu mine, să mă duc nu știu unde, să am liniște, să am timp și nu reușesc să împac problema timpului. În permanență timpul la mine este o problemă pentru că niciodată nu stau pe loc și nu știu cum să mă fac. De asta nu reușesc să vă răspund la întrebări. Vă rog din suflet, cei care aveți ceva să mă întrebați de probleme tehnice, generale, mă puteți contacta pe Facebook. Dacă vreți să mă întrebați ceva de uleiuri, de consultanță, de vreo comandă, de produse, puteți să o faceți, vă rog frumos, pe shop sau pe numărul de WhatsApp care apare pe shop. Puteți iarăși să mă întrebați în rubrica de comentarii, dar ce ține de ulei și de o comandă și de o curiozitate de ulei și de consultanță de ulei, nu vă costă nimic și nu trebuie să cumpărați nimic. Dacă aveți întrebări de acest gen, vă rog să le puneți pe shop 99vehiclesarongmail.com. Dacă sunt alte întrebări, am mailul celălalt 99vehiclestv@gmail.com, pentru că lumea scrie în toate părțile și eu efectiv nu știu unde să mă uit. Primesc comenzi pe Facebook, primesc întrebări pe mail, primesc întrebări de ulei pe Instagram, în Instagram mi-apare în requests. Pe Facebook, vă rog, nu mai scrieți pe Facebook-ul personal pentru că nu răspund acolo absolut deloc. Ăla e spațiul meu personal și acolo nu intru să răspund niciodată. Deci acolo chiar nu intru. Pur și simplu sunt multe locuri în care îmi puteți să îmi scrieți, dar aș vrea să le organizăm cumva pentru că sunt multe locuri și citesc într-o parte ceva, apoi intru în altă parte, apoi trebuie să intru pe mail, apoi intru pe mailul celălalt, apoi trebuie să intru în comentarii. Nu știu încotro să mă uit și sunt singur momentan. Nu pot să citesc 800 de comentarii, 1000 de mesaje câte sunt pe zi. N-am cum să le citesc. Unii vă ofensați și vă supărați că nu le citesc. Nu am cum. Fizic, dacă aș sta o zi întreagă să citesc comentarii, nu mi-ar ajunge o zi întreagă să vă răspund la toți. Dar să mă filmez, să fac restul lucrurilor. Deci mi-ar fi absolut imposibil. V-am pregătit un poll, poate chiar două, să vedem cum le pun. M-ar ajuta dacă mi-ați răspunde la aceste două întrebări. Am o surpriză pentru voi pe 1-2-3 iunie. Dacă aveți alte întrebări, sugestii de clipuri sau ceva să mă întrebați, îmi puteți scrie un comentariu mai jos. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video.